da, tot cu îndemnarea imunitetă. Dar pot să vorbesc și fără. Da? Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că m-ați ales președinte. Sunt rău. Ședința de astăzi cu 28 de proiecte pe ordinea de zi. Da, începem cu votarea, aprobarea procesului verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Nu? A trecut cu unanimitate. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind modificarea componenței... A, ordinea de zi s-a aprobat. Da, vedeți? Asta e o să nu mai fie în form. Da. Deci cine este de acord cu această ordine de zi, la care am înțeles că mai vine un punct suplimentar, domnul primar? Sau două? Pentru ordinea de zi de astăzi, vă propun două proiecte suplimentare, proiectul 1 privind aprobarea prelungirii duratei contractului unei societăți prin concesiune și proiectul numărul 2 suplimentar, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Municipiul Giurgiu și Facultatea de Geografie din cadrul Universității din București. Dacă sunteți de acord, vă rog. Asta. Cine este pentru? Da, ține cineva? Cineva împotrivă? Nu. Așa că trecem la primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea componenței unor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Comisia Buget Finanțe, administrarea domeniului public și privat. Punct de vedere? Aviz favorabil, dar nu... Nu
s-a cerut? Comisia juridică? Mulțumesc frumos! Discuții sunt? Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? A trecut în unanimitate. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect privind aprobarea unei convenții între municipiul Giurgiu și SC Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive Complexul Marina Nastasovi, Stadion Dunărea și Sala de Sport John C. Hardy. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Să abțină cineva? Sunteți împotrivă? Domnule? Aha, ați rămas de la atent. Deci, cu unanimitate, a trecut și proiectul numărul 2. Proiectul numărul 3, privind transmiterea în folosință gratuită pe termen limitat a 4 autoturisme aflate în proprietatea municipiului Giurgiu către Direcția Poliției Locale. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină? Aviz favorabil. Discuții? Domnul primar, trebuie să ne spuneți ceva? Practic, ne-am găsit în posibilitatea de a asigura poliției locale în mijloace de transport. Cum bine știți, în februarie anul trecut, hotărârea de a trece poliția locală în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului a fost atacată de către prefect, astfel încât ne-am găsit în următoarea ipostază de a întoarce înapoi poliția locală și de a căpăta personalitate juridică, cum am vorbit, dar între timp s-au produs efecte, unele dintre efecte se produsese anterior acestei hotărâri a prefectului, din faptul că a fost executată silit această personalitate juridică și s-a executat silit cele două autovehicule pe care le aveau în dotare, rămânând doar după aceea Mercedes, dacă bine știți. Am luat hotărârea ca să nu mai fim executat silit, să împrumut pe timp limitat mașina pe care o avea la dispoziție administratorul public al orașului și una dintre cele două mașini pe care le avea cei doi viceprimari. Astfel încât viceprimarii au rămas cu o mașină și primarul cu administratorul cu o mașină. Și, bineînțeles, și alte servicii din cadrul primării. Mulțumesc! Mai sunt alte discuții? Dacă nu, cine este pentru? Da? Mai ales la funcție. Toată lumea pentru, este cineva împotrivă, se abține cineva nu. În unanimitate au trecut și mașinile la poliția locală. Punctul 4 pe ordinea de zi, privind aprobarea dării în administrare SC Giurgiu Servicii Publice sau unor obiecte de inventar sau unor mijloace fixe, avizul Comisiei Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Mulțumesc. Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. A trecut și punctul numărul 4. Punctul numărul 5, privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină? Aviz favorabil. Mulțumesc, domnul Milan. Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat? Aviz favorabil. Mulțumim, domnul Bușcu. Discuții? Nu sunt discuții. Cine este pentru? Aș dori să vă spun imediat cu votul dumneavoastră și câteva cuvinte, domnul Marin Mirel, noul președinte al Clubului 2020. Bine. Cu această... Mai bine la discuție acum. Spuneți acum. Da. Domnul Marin. Și de asemenea
Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, cine este pentru? Să abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. Mulțumesc. A trecut și punctul al 5-lea. Punctul 6 de pe ordinea de zi, inițierea demersurilor pentru actualizarea planului urbanistic general al municipiului Giurgiu, beneficiar municipiul Giurgiu, avizul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Protecției Mediului, Agricultură și Turism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? A trecut punctul 6, în unanimitate. Punctul 7, privind prelungirea duratei contractului de închiriere numărul 7/15824 din 5 mai 2019 încheiat între municipiul Giurgiu și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Avizul Comisiei de Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Mulțumesc. Cine este? Discuții sunt aici? Nu? Cine este pentru? Abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. A trecut în unanimitate și proiectul numărul 7. Proiectul numărul 8. Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu a uneia dintre loturi. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Mulțumesc. Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt discuții. Cine este pentru? Abține cineva? Cineva împotrivă? Nu? A trecut în unanimitate. Punctul numărul 8 de pe ordinea de zi. Hotărâre privind stabilirea listei de priorități pentru anul 2021 în vederea repartizării locuințelor sociale. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? A trecut și punctul 9. Punctul 10 de pe ordinea de zi. Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere numărul 12/10856 din 5 martie 2019 încheiat între municipiul Giurgiu și Tabără Valentina. Avizul Comisiei de Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Unanimitate. Punctul 10 a trecut. Punctul 11 privind solicitarea de trecere a imobilului teren în suprafață de 1.604.528 de metri pătrați din domeniul public al județului Giurgiu, în domeniul public al municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Da, era mai simplu. Deci ce se face la metru pătrat, după care evaluare. Avizul Comisiei de Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții sunt? Nu sunt. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Unanimitate. Punctul 12. Hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a rețelei de alimentare cu apă din strada 1 decembrie 1918 și transmiterea în administrare către operatorul regional, Societatea Comercială Apa Service S.A. Giurgiu. Avizul Comisiei de Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Administrarea Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Mulțumesc. Sunt discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Abține cineva? Cineva împotrivă? A trecut și punctul numărul 12 în unanimitate. Punctul numărul 13 privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu numărul 180 din 30 mai 2017 privind aprobarea regulamentului de eliberare a acordului de executare a unor căi de acces autoturismelor pe domeniul public al municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. A trecut în unanimitate și punctul numărul 13. Punctul numărul 14 privind aprobarea documentației tehnico-economică faza SF și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ansamblul de locuințe zona Istru
20 de apartamente în municipiul Giurgiu. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotriva? Trecut în unanimitate. Punctul 15. Așa cum l-ați primit dumneavoastră la MAPA, a suferit o modificare cerută de Direcția de Specialitate și în noua lui formă, deci hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică, faza setrește a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție ansamblu de locuințe sociale, zona Obor, 55 de apartamente, municipiul Giurgiu, avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privat. Sunt discuții? Sunt discuții? Nu. Cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotrivă? A trecut în... Da, a trecut în unanimitate. Punctul numărul 16. Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. Toată lumea de acord. Punctul 16 a trecut. Punctul 17. Hotărâre privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei Administrației Publică Locală, Juridic de Disciplină. Aviz favorabil. Discuții? S-au purtat în comisie. Cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. A trecut și punctul 17. Punctul numărul 18. Hotărâre cu privire la modificarea regulamentului pentru stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobat prin hotărârea de Consiliu Local numărul 342 din 29 septembrie 2016, avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. Mulțumesc. Punctul 19 pe ordinea de zi. Hotărâre privind modificarea anexei numărul 2, graficul de rambursare din contractul de credit pentru refinanțarea datoriei publice locale a municipiului Giurgiu, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 297 din 27.07.2017. Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privat. Aviz favorabil. Mulțumesc. Sunt discuții? Cine este pentru? Abține cineva? Cineva împotrivă? Toată lumea de acord. Punctul 19 a trecut. Punctul 20. Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere numărul 10.559 din 24 martie 2017 încheiat între municipiul Giurgiu și societatea comercială Link 07 Auto SRL. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Mulțumesc. Sunt discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Dar ține cineva? Nu. A trecut în unanimitate. Punctul 21. Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune numărul 41.531 din 10 septembrie 2019 încheiat între municipiul Giurgiu și societatea comercială Adriano Alfa Sport SRL. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Mulțumesc. În discuții? Nu. Cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. A trecut în unanimitate. Punctul 22. Privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții. Cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotriva? A trecut în unanimitate și punctul 22. Punctul 23 privind
Constituirea Comisiei de Evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei de Buget Finanțe, vă rog. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. A trecut în unanimitate și punctul 23. Punctul 24. Hotărâre privind constituirea Comisiei de Vânzare a Bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală? Aviz favorabil. Mulțumesc. Sunt discuții? Nu? Cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotrivă? A trecut și punctul 24 în unanimitate. Punctul 25. Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu Andrei, reprezentantul municipiului Giurgiu în adunarea generală a acționarilor operatorului regional APA Services SA Giurgiu, pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-7 înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 19 martie 2021. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt discuții. Cine este pentru? Toată lumea pentru Silviu. Silviu s-a abținut. Ok, a trecut cu abținere. Punctul 26. Hotărâre privind aprobarea... N-a participat la vot. Ok. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță, indicatori financiari, nefinanciari, guvernanță corporativă pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2021. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu, vă rog. Dați-mi să vorbesc și eu două secunde, să vă povestesc despre indicatorii ăștia de performanță. Eu nu sunt de acord cu calitate cu felul cum am fost trecut în cadrul proiectului de hotărâre și să vă vrem să-i modificăm și vă explic mai de ce. Realizarea cifrei de afaceri a fost trecută ca și pondere de realizare 20%. Eu propun să trecem 30%, pentru că e important să mărești cifra de afaceri. Și așa, prin BVG-ul pe care l-am luat în ședința anterioară, mi se pare că a fost un pic relaxant, în sensul că a diminuat propunerea de cifră de afaceri față de 2020. De asemenea, realizarea rezultatului brut în exploatare, ei au prevăzut ca pondere de 10% în propunerea de HCL, eu propun să fie 20%, pentru că ne interesează și profitul destul de mult la zonei libere. Repet, este profitul din exploatare, că el se diminuează profitul net ulterior pentru că face investiții altceva, dar cel din exploatare trebuie să fie cât mai mare. De asemenea, dânșii au trecut reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri, au trecut-o cu 10%, eu propun să fie cu 15% această pondere, tot dacă e important ca și cheltuieli să le reducem, nu să tindem să le creștem în ponderea de venituri. De asemenea, propun introducerea indicatorului care se află pe lista, pe anexa aceea de la hotărâre, la poziția 5, dar nu a fost trecut ca și importanță, nu a avut niciun procent trecut. Reducerea creanțelor restante în prețuri curente. Și eu propun să trecem cu 5%, pentru că e important să reducem creanțele restante, să le recuperăm. De asemenea, pentru ce vrei, reducerea punctului restante, deci au trecut cu 10%, eu spun că aici e suficient 4%, veniturile, profituri decât părțile restante, e normal să vrem să și plătească facturile zona liberă, dar mai important că aia este cifra de afaceri și profitul. De asemenea, avem și trecuseră la punctul 8, monitorizarea proceselor de transparență și comunicare, 10% ca procent. Mie asta mi se pare chestie vagă și am făcut-o cu 2%. Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii la indicatorul numărul 9. Deci au trecut-o cu 10%, eu trec-o cu 2%, pentru că e o chestie care lasă loc de interpretare și nu mi se pare că e foarte importantă una peste alta, mai mult mai important e profitul și cifra de afaceri. De asemenea, actualizarea și dezvoltarea strategiei întreprinderii. Deci au trecut-o cu 10%, eu zic tot 2%, că e suficient. Acum, de fapt, tot 100%, numai că am punctat și recapitulez încă o dată, cifra de afaceri 30%, profit brut din exploatare 20%,
reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei din venituri 15%, creșterea productivității în unități valorice pe total personal mediu 10%, reducerea creanțelor restante în prețuri curente 5%, reducerea volumului de plăți restante 4%, creșterea volumului de mărfuri descărcate la cheiul societății rămâne cum au făcut înși 10% pentru că este activitate care aduce profit și ne dorim să crească volumul de mărfă descărcată, monitorizarea proceselor de transparență și comunicare 2%, monitorizarea și evaluarea performanței conducerii 2%, actualizarea și dezvoltarea strategiei întreprinderii 2%. Dacă sunteți de acord să votăm în forma asta? Dacă sunt alte discuții, vă rog, domnul Măroi. Domnul Măroi? Da, în principiu suntem de acord cu mărirea indicatorilor de performanță, dar trebuie să avem grijă că acolo devine foarte multe nivelul întunei. Și s-a întâmplat să fie într-o vară de trecoasă. Și atunci ne putem să intre versul la descărcare și ar putea să avem un problem. Da, dar rolul construirii de administrație chiar ăsta, să monitorizeze ce se întâmplă cu doamna și să ia măsuri ca să-și reușească să-și facă și cât de cât cifra de afaceri. Repet, la BVC-ul pe care l-am aprobat în cifra trecută, am aprobat o scădere a cifrei de afaceri față de anul trecut. Adică deja am făcut o concesie destul de mare, pentru că știți și noastră foarte bine, domn director, că tendința e tot timpul să crești, nu să scazi. Alte discuții, vă rog? Vă rog. Se aude, da. În vedere că toate modificările pe care domnul Dumitrescu le propune a se face asupra acestui proiect, aș dori amânarea acestui proiect și transmiterea acestei propuneri pe care ministrul a făcut-o comisiilor de specialitate, unde să poată fi analizat cu cele ridicate aceste propuneri. Dar în vedere că sunt foarte multe cifre, mulți indicatori economici, cred că este destul de gravă să aprobăm acum aceste modificări pe care ministrul le propune, sau cele care au fost prezentate în proiect. Domnul consilier, este o anexă cu 10 indicatori. Dacă aș fi proiectul de hotărâre Consiliului Local, îi știți. Eu nu am propus să-i modificăm indicatorii, am propus să le modificăm valoarea care le acordăm. Repet, realizarea ciclului de afaceri, a propus-o 20%, eu propun 30%. Realizarea profitului brut, au propus-o 10%, ei eu spun 20%. Reducerea cheltuielilor totale, ei au propus 10%, eu propun 5%. Și tot așa, până am citit mai devreme, restul sunt detalii. Dacă considerați, o amânăm, dar el zic că e destul de simplu. Deci, forma legală este cea propusă de către domnul Părălău. Aici se propune un amendament, amendament care va fi studiat până la ședința viitoare. Trebuie să treacă iarăși prin Comisia de Specialitate. Nu se poate să se întrunească acum iarăși Comisia de Specialitate și ca să supună la vot și pentru a fi informați toți consilierii. Poate au păreri pro, contra. Trebuie discutată și cu zona liberă, fiindcă s-ar putea, de exemplu, să zicem mărfuri descărcate. Adică e o macara veche acolo. Nu se poate să crești volumul de mărfuri descărcate decât după ce face anumite investiții. Dacă investiția pe care o va face scade profitul net, trebuie să avem și părerea domnului director și a întregului Consiliu de Administrație. Dar procedura legală este de a mai trece o dată amendamentul propus de către dumneavoastră acum în comisie. Mai are cineva ceva de zis? Discuții? Deci propunerea este să amânăm acest punct până la... Și o înregistrăm ca amendament. Și o înregistrăm ca amendament până la următoarea ședință. Cine este? Întregul punct, da, sigur că da. Păi nu, amendamentul propriu-zis. Deci se amână întregul punct, adică întreaga hotărâre. Da. Deci sunteți de acord cu amânarea acestui proiect de hotărâre până la ședința următoare? Cine e pentru? Se abține cineva? Nu. Ok. Deci punctul 26 se amână pentru ședința viitoare cu trecerea pe la comisie. Punctul 27, privind darea în folosință gratuită către uzina termoelectrică Production Giurgiu S.A. a unui imobil adiacent blocul 611 Bulevardul Mihai Viteazu, avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Sunt discuții? Nu sunt. Cine este pentru?
Se abține cineva? Cineva împotrivă? A trecut în unanimitate punctul 27. Punctul 28, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Mulțumesc. Discuții? Vă rog, domnul Șa. Eu aș propune la formula de calcul a indemnizației să se aibă în vedere doar comisiile și ședințele ordinare, nu cele extraordinare. Pentru că, fiind convocați în regim de urgență, poate nu putem să participăm și mi se pare normal să știm, să se ia în calcul acest indicator. Ok. Corect. Alte discuții? Deci, cine este de acord cu acest punct numărul 28? E, seamănă cu amendamentul de mai devreme. Nu seamănă, nu? Ok, cine este de acord cu amendamentul propus de domnul Cioacă? Adică să rămână doar o ședință și ședința de consiliu. Așa cum era și până acum, dacă nu? Da. În unanimitate a trecut... Deci se elimină, practic, această formulă de aici, da? Da. Și rămâne cum a fost și înainte. Da. Deci a trecut în unanimitate cu amendamentul domnului Cioc. Da. Punctul suplimentar numărul 1, hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune numărul 4825 din 28 martie 2011, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Danimar Impex SRL. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc, în discuții. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Nu, a trecut în unanimitate. Punctul suplimentar numărul 2. Hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Municipiul Giurgiu și Facultatea de Geografie din cadrul Universității din București. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Domnul președinte, domnul Bidălisești, o să vă comunic eu ce am discutat colegii din comisie. Avizul este favorabil. Mulțumesc. Avizul Comisiei de Învățământ, Sănătate, Socioculturale, Sportive, Culte și Familie. Da, asta era. Păi ea să ridică. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, domnul Milan. Aviz favorabil. Mulțumesc. Sunt discuții? Nu sunt. Cine? Vă rog. Vă rog. Era în sală doamna Barzar. Vă rog, doamna director. Doamna arhitect. Doamna arhitect. Într-o fază ar fi inclusiv realizarea stagiului pentru unii studenți de la master, de practică, da. Practica profesională din semestrul 2, anul 2. Durează două luni, nu e mare lucru, astfel încât Facultatea de Geografie să ce trebuie cu administrația? E vorba de masterul de dezvoltare teritorială inteligentă și e un domeniu pe urbanism, la scară teritorială și ar putea să facă în cadrul direcției urbanism acestă practică. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Da. Adică fără niciun fel de resurse materiale să facă. Vă rog, domnul Pălălău. Dacă se poate trece la puncte diverse, dacă nu mai sunt păi, acest punct n-a fost punct care a votat. Deci, am două subiecte de discutat. O secundă, da. Cine este pentru la punctul suplimentar numărul 2? Se abține cineva? Nu? A trecut în unanimitate. A sforat statul la diverse. Vă rog, domnul Călălău. Sunt două subiecte pe care vreau să le punctez acum. Unul este referitor la propunerea de a face parte din Consiliul de Administrație ale unor instituții de învățământ, unde în ședința de atunci mi-am exprimat punctul de vedere de a nu face parte din acele consilii. Și cred că ca o scăpare a fost votată în unanimitate de Consiliu a
acel amendament din care eu făceam parte din acele consilii de administrație. Deși am consemnat că nu doresc să fac parte din consiliul de administrație. Colegii consilieri v-au obligat să faceți. Mulțumesc frumos. Alt punct? Doilea punct pe care vreau să-l adresez domnului secretar. Sunt validat din decembrie ca și consilier, iar până în ziua de astăzi, dar eu astăzi am fost nominalizat în Comisia de Urbanism. A fost o scăpare sau care e motivul pentru care nu am făcut parte din această comisie de la bun început? Vă rog să răspundeți, doamna secretar general. Da, a fost o eroare că nu s-a procedat la completarea comisiei luna ianuarie. Deja s-a făcut evaluarea. Mai sunt alte discuții, la discuții, la diverse. Dacă nu vă mulțumesc, declar închisă ședința. Vă urez o zi bună în continuare. La revedere!